Echipa câștigătoare ale Florin Câțu a fost declarată învingătoare, iată, a adunat toate funcțiile din PNL, toată puterea este la premier și ți-a promis că de acum va lăsa războiul și îți va rezolva toate problemele, adică va legifera într-un final. Criza politică însă are slabe șanse să se termine. A urmărit ce s-a întâmplat la PNL, Laura Buciu, editor al FNews. Laura, când se termină criza? Pentru că de astăzi, iată, avem guvern, ar trebui să avem și legi. Când se termină criza? Raluca, aș vrea să spun că s-a terminat, dar aș minți mai ceva decât un politician. Așa că îți spun că sper că se va termina curând, deși șansele sunt extrem de slabe. Noul președinte al PNL, Florin Câțu, și toți cei din echipa lui spun că reiau negocierile cu USR Plus. L-am auzit pe Gheorghe Flutur, l-am auzit pe prim vicepreședintele ales, Rareș Bogdan, reales, că își doresc refacerea coaliției pe partea dreaptă. Și USR Plus își dorește această refacere a coaliției, dar nu cu Câțu premier. Iar ce să vezi, Câțu nu dă niciun pas înapoi. Iată cum două tabere se bat în continuare, în vreme ce în România situația este cât se poate de gravă. Numărul de cazuri de bolnavi de COVID-19 e mai mare de la o zi la alta, iar facturile la energie explodează. Nu văd pacea nici în PNL, deși combatanții Florin Câțu și Ludovic Orban spun public că vor colabora și de ochii presei s-au și îmbrățișat ieri la Romexpo. Am văzut însă că echipa câștigătoare a obținut toate posturile de prim vicepreședinți, vicepreședinți, ceea ce mă duce la concluzia că apele încă nu sunt limpezi nici printre liberali. Totuși, astăzi un ministru demisionar din PNL merge alături de premier să semneze PNRR-ul. Da, fostul ministru al proiectelor europene, Cristian Ghinea, spune că premierul i-a propus să rămână ministru chiar dacă nu se reface coaliția, dar el a refuzat. Acesta a confirmat că astăzi va participa la întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la invitația premierului. Ghinea spune că a lucrat mult la PNRR și până la urmă nu este un plan al USR Plus, nici al PNL, ci al României, și pentru munca sa și pentru echipa sa este normal ca el să fie acolo.